Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bună ziua Iași, bună ziua Moldova, vă spunem de aici de la Petre Andrei, de la etajul 10, Petru Făsilă, vă spune cele bune și dați-mi voie un pic mai devreme, suntem în direct, am invitat la ceai astăzi pe doamna profesor universitar dr. Norina Consuela Forna, decan al Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității Grete Popa din Iași. La mijloc, ca să spunem așa, bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. La mijloc, ca să spunem așa, un mai vechi prieten de-al dumneavoastră și de-al nostru, prezent pentru a doua oară în emisiunea noastră, profesor universitar dr. Stilianos Dalampiras. Bine ați venit. Bună seara, mulțumesc. Orale e maxilofacială chirurgia, deci chirurg maxilofacial. Din Grecia, din ce zonă? Tesalonike. Tesalonike. Bine ați venit, doamna decan, știu că dumnealui face parte și din bordul acestui congres balcanic pe care îl organizați. Poate vorbim despre această întâlnire frumoasă care a fost și care va mai fi tot la București. Bordul, și implicarea domniei sale în acest proiect. Sigur, bordul congresului este nimic, ca să spunem așa, în comparație cu prezența domnului profesor, care este de altfel și profesor asociat al Universității Grete Popa Iași, în cadrul Societății Balcanice de Stomatologie, fiind cu o poziție importantă în acel bord și care înseamnă activități pe care le realizează de mulți ani în urmă și vizează nu numai suportul științific al societății, dar și cel economico-financiar. În contextul în care ne-am propus acest congres și am avut suportul domniei sale, a bordului și a societății în ansamblu, a însemnat a putea avea șansa să pot fi selectată pentru acest viitor an, 2015, în aprilie, la sfârșit, să organizăm un congres de mare amploare, care de altfel în fiecare an are loc în fiecare țară balcanică. Este un privilegiu ca România să poată primi invitații din nu numai țările balcanice, dar și din alte țări, din Europa, din alte continente, având ocazia schimbului de cunoștințe, de tot ce se cheamă achiziții în știință și nu numai în acest domeniu, ci și în zona de graniță interdisciplinară, întrucât și medicina desfășoară în cadrul societăților de specialitate, de asemenea, care au inserție în spațiul balcanic, aceste și astfel de manifestări. Chiar ca temă am gândit o temă care am intitulat-o New Approaches in Interdisciplinary General and Oral Rehabilitation. Avem deja afișul, nu? Despre aceasta vorbim acum. Sigur că aici a fost o propunere anterioară de titlu, dar cel actual care l-am spus acum vizează chiar granița, deci interdisciplinară pe domenii și în condițiile acestea putem spune atât medicina cât și medicina dentară va fi prezentă din țara noastră și din țările balcanice. Să-l întrebăm pe domnul profesor Stilianos de la Lampiras despre calitatea domniei sale de membru în bordul Congresului Balcanic și despre cum își desfășoară activitatea universitară în Grecia, dar și la noi, unde e profesor asociat. It is a question about your activity in the board and of course in your university.
Well, I have many activities in university. I'm associate professor in Thessaloniki in the university in the Department of Oral Maxillofacial Surgery. I operate in a big hospital where we receive 6,000 patients every year, and we make 1,000 operations, local and general anesthesia, in many fields in oral maxillofacial surgery, in plastic and reconstructive surgery of the face, in cancer, and in all the diseases of the mouth. And of course, we have to teach students of dentistry, and in some lessons, some students coming also from medicine. Deci are activități multiple, evident cele de bază sunt în domeniul chirurgiei oromaxilofaciale, citând mii de operații și chiar lucruri care le-a dobândit sau acolo le-au realizat pe situații, cazuri speciale în acest domeniu. And we have many operations, modern operations, like the operations in implantology, where we meet here with Decan Consuela Forna, which is my collaborator since many years, and I have to be thankful for her to invite me. And of course, it was a privilege for me that I can come here and teach some lessons as associate professor elected in Grigori Popa Facultate de Medicină Dentare. Domnul profesor asociat a universității noastre, pe de altă parte și a universității din Tesalonic, se bucură de prezența aici și colaborarea pe care o are cu mine. Sigur, pe tărâmul domeniului implantologiei noi ne-am întâlnit și am colaborat și colaborăm mai departe, încât rezumând din discuțiile pe care domnul profesor le face aici, ca să mergem mai rapid, își exprimă interesul și adaug și eu, dorința este reciprocă de colaborare în zona, sfera cercetării și nu numai, încât sperăm mai departe, plecând de la congrese, continuând cu aceste lucruri, să găsim un tărâm comun de cunoaștere și de realizări. And in the level of collaboration, Decan Forna came to Thessaloniki several times, and she also made lessons in several occasions in postgraduate dentist congresses, etc. And I thank her for this. Colaborarea se concretizează și prin ale mele prestații pe care le fac acolo, pe tărâm postuniversitar, cu diferite ocazii, în special când se produc aceste congrese, fiind o audiență largă din partea medicilor și a celor care urmează cursuri mai departe după terminarea facultății. Și mulțumește, I thank you for your collaboration, and it was a challenge for me to be together, to make a group of research, to make a group of teaching group for postgraduate field. Even now, professor take the course, a lecture here for the postgraduate field of implantology, and many, many things for the future in this domain, he told to them. Another level of collaboration is the presence of the 9 countries of Balkan countries in the Balkan congresses, and where the activity of Norina Forna is a very big activity the last years, because she made too much effort to make congresses in Romania and in Bucharest, which is very difficult to do, but she helped us very much, because this Balkan society has
in the future has the possibility to make more access, international access, by the journal we make, and I hope that Norina is going to be one of our next presidents in the future. Sigur că această colaborare fiind fructuoasă și preluând din ceea ce am spus mai înainte ca domnul profesor să știe în engleză, reluând discuția, însemna că prezența domniei sale în universitate printr-un curs extraordinar pe care l-a ținut în fața unui public foarte larg, însemnând medici interesați în domeniul implantologiei, să progreseze sau să afle noutăți, a fost cu acest curs în acest moment, iar faptul că pentru Congresul Balcanic am acordat un sprijin și până acum prin alte congrese organizate în România și în momentul de față al doilea pe care eu l-am adus, fiind la București, unde este mai dificil să organizez la București, îl realizăm însemnând faptul că 9 țări vor fi prezente, vor audia lucrările, conferințele congresului și, sigur, este un privilegiu pentru mine și un mare suport faptul că aș putea fi alături în bordul domniilor lor, însemnând pe viitor. Este o surpriză ceea ce aflu ca viitor președinte balcanic. I want to thank very much for your surprise, for your you gave to me to help to make something in that field and in this society and to have and to make, if it will be possible with all of you, of your members, platform of research of projects in the prophylaxis or other topics of our field, and it's a privilege through this society to have this connection in the education field, in the research field, not only for the congresses or other meetings. Thank you. Another important thing I have to say is that when I visited the dental school of Grigori Popa, I was happily surprised to see the modern equipment which comes from the last word of modernity to teach the students how to work in simulation with computerized technology, which I have to admit we don't have, not in Athens, not in Thessaloniki. And this is for me a very good surprise, because such a technology a few universities have in Europe. A subliniat domnul profesor că în urma vizitei pe care a făcut-o în facultate, tehnologiile computerizate sunt ultimile cuceriri, ultimile cuvinte, ca să spunem așa, în domeniul nostru, pe simulări, pe chiar roboții care au fost vizionați și care nu sunt regăsibili în universitățile din Grecia. Iar, mă rog, surpriza mea însemna mai departe ca poate pe ideea platformelor pe care le-am propus pe domeniul învățământ, cercetare și proiectare să pot extinde aceste lucruri și în Grecia și nu numai, în țările balcanice cu care vom crea împreună această platformă. I said that these technologies to bring even in your country and the Balkanic countries. Mm-hmm. Another very important thing for me was to see that there were many students from other countries, and especially people they were speaking French, which is very rare, because English-speaking universities, there are a lot in Europe, and I know, but French-speaking universities outside of France are a few, and especially in countries which are not francophones, but of course, and I say they like, and they come especially in IASI because they know
that the level of studies is very good. O altă surpriză pe care domnul profesor a avut-o, evident, când a venit să realizeze cursul aici, a întâlnit foarte mulți studenți și, pe de altă parte, cadre didactice care sunt vorbitoare de limbă franceză, un lucru mai puțin întâlnit printre universitățile care au mai puțin această înclinație spre zona francofonă, mai mult cea engleză, dar a însemnat în special pentru Iași o atenție deosebită care a constatat că putem arăta în zona respectivă. Sigur, avem privilegiul unei secții de limbă franceză, de secție de limbă engleză, încât cadrele noastre didactice aici oferă explicația, s-au pregătit, au cunoscut și din urmă, dar au făcut eforturi să poată susține acest învățământ. I said that our teachers made big efforts to follow and of course now to make this education in foreign languages, especially in French language, English language, and students of many countries, 30, 40 countries, half of the total number of our university are coming in dental medicine and they apply here. And all this for me means first of the level of the services for health of the area of the mouth in this area are very, very high, and the people of Iași, they must be happy because they have such good university. And then the collaboration with our universities, Greek universities or the Balkan universities, it will have a better outcome for all of us and for the health of the people they live in the Balkan countries. Numărul mare de servicii pe specialități e regăsit aici și l-a constatat. Populația trebuie să fie mândră și nu numai cei care învață în universitate prin ceea ce a creat și este universitatea, încât cu țările balcanice noi putem realiza și aici iarăși completez în viitor programe de înaltă performanță, pentru că suntem într-un spațiu apropiat ca idee, ca virgulă concepție și mai departe, prin forțe comune, vom putea probabil accesa mult mai mult decât realizăm în fiecare țară în parte. I said, together we can apply, it's better, like, and of course, will be more successful, this application of us to platforms. And if we can send a message to everyone today, is that today the globalization makes things very, very difficult. So we have to improve ourselves, we have to become better in knowledge, in technology, so we can be competitive with other countries outside of Europe. This is the message. Este într-adevăr un mesaj încărcat cu multă, multă forță. Putem fi competitivi cu multe alte țări și în afara Europei prin ceea ce noi am creat ca și bază, încât este chiar mai mult decât meritoriu acest lucru prin domeniu și nu numai. I hope that we can make and develop many exchanges like Erasmus programs, like mobilities of the teachers, of the students and of course of the European projects. Deci putem mobilitățile Erasmus program și bineînțeles proiectele europene. Yes. Da. Aș vrea să vă mai întreb legat și de ceea ce înseamnă tehnologia, nivelul actului medical.
domnia sa e specialist în chirurgia oromaxilofacială. Da, și din coace la noi la fel. Dumneavoastră practicați și chirurgia și implantologia. E o diferență între Grecia și România? It was a question about our field for all oromaxillofacial surgery. If you can know and see something about your level, our level, if it is a comparison or not, even our topics are the same, and the patients are the same, perhaps. Are in the level of implantology, Romania is equal to Greece. It's very good, the level of implantology. The level of technology, IASI, is better than... but I speak only for Grigori Popa. I don't know what happened in other places. What I see there, in this place, in this clinic. Because, as I said, the future is computers. So, as much as we learn to work with computers, because in the future, as you see now, they make laparoscopic work here in the belly. Man, they make other work in the brain, in other parts. Maybe in the future, who knows? We make the teeth with some instruments from far away. So, I think they are, of course, we cannot compare very easy the levels. But in the level of technology, I don't know what happened in other cities in Romania. I don't know. Even in Bucharest, because the only city I visit is here. Este meritoriu faptul că s-a punctat aici faptul că implantologia ca și domeniu este la fel de dezvoltat România-Grecia, în Iași în principal unde a vizitat universitatea. Totuși, privitor ca la tehnologii, tehnologiile noastre sunt mult mai avansate prin faptul că în zona computerizată am introdus tot ce se cheamă tehnologii și mașini care să acompanieze actul didactic. Sigur că în alte domenii, neurochirurgie poate sau chirurgie laparoscopică, așa cum se vede, se poate și naviga neurochirurgical. La fel facem și, am introdus și eu această navigație, dar Iașul este la acest nivel, nu cunoaște domnul profesor în București sau în alte zone ce se întâmplă, dar I assure you that in Bucharest or other universities, in this field of implantology, there are not this technology of navigation brain. It's my privilege that I applied on the European projects, and of course there were equipments like this. I projected for this. It's very expensive to have such a technology. Este foarte scump să ai astfel de tehnologie și am explicat privilegiul, a fost doar prin proiecte la care m-am gândit, le-am aplicat, le-am câștigat și prin care mi-am propus să aduc aceste tehnologii. Puteam să-mi propun unituri sau orice altceva, dar am considerat că progresul într-o facultate, într-o universitate, poate fi atins dacă ai ceva care în mod uzual nu-ți permit să aplici, fiind foarte scumpe, repetând acest lucru. Doamna profesor, ar trebui să, în cele 7 minute cât ne-au mai rămas, să vorbim despre proiectele pe care le are Facultatea de Medicină Dentară și dumneavoastră și prin prisma Congresului Balcanic de la anul, unde sunteți președinte, dar și prin prisma a ceea ce înseamnă actul medical. Prin colaborare, iată, și cu domnul Stilianus, dar și alți oameni importanți din bordul medicinii în general, din toată lumea. Proiectele sunt destul de laborioase, având chiar pe rol două din acestea, tot europene, însemnând pacientul dizabilitat, cu încadrarea și inserția pe piața muncii acestuia, sau
cel de consiliere profesională, însemnând alegerea carierei în viitor pe seama unor criterii mult mai, să spunem, bine conduse, consiliate pentru studenți. Evident că pentru viitor gândesc multe alte lucruri care să fie practice, să aducă iarăși tehnologii de vârf, pentru că și acestea vor aduce, dar mergând dintr-un proiect în altul, completez tehnologia și înseamnă, pornind de la simulare și continuând cu tot ce se cheamă aplicații practice imediate pentru formarea studentului, să presupună în viitor poate cele mai avansate, evoluate centre de formare a studentului și practicianului în principal și în general, deci pentru domeniul nostru. Evident că societatea balcanică pentru mine este o societate de suflet, este o societate de mare perspectivă, este membra Federației Dentare Internaționale, FDI-ul, este cu forța necesară de a putea să se extindă nu numai în spațiul balcanic, ci și în exterior, prin revista sa, prin bordul său, prin tot ceea ce realizează și a realizat până acum. I said that it's the future, a nice future for the Balkanic society through the journal, the activity, the representation in FDI, and this power of that society, and of course our collaboration. It is a privilege for Romania to take part in that big society and to develop together our projects, common projects. Yes, I can say that when you are a member of FDI, which is an international association which is based in Switzerland, and for example, if we make a future congress in Bucharest, under the auspices of FDI, we could make triple people of participants, because we made in many years ago in Athens with FDI a congress, and it was extrêmement riche. C'était très bien. It was fantastic. Într-adevăr, puterea de data aceasta fiind altfel dezvăluită prin prezența umbrelei FDI-ului, asta înseamnă un extraordinar triplu privilegiu ca în București să, și ca număr și ca potențial, să putem dezvolta o întâlnire la toate nivelele și aici am și dezvoltat și programul un program, pe zile, pe... programul, the program of the Congress, mm-hmm. I presented on the meeting we had in Sofia. Yes. It's about, and even you have a big lecture there. Lecture, yes. Este o conferință pe care domn profesor o va prezenta, numărul de manifestări, numărul de lucrări în congresele anterioare, iată, la Intercontinental va fi congresul. Deci pe această platformă numărul anterior de prezentări a mers până la 500 aproape de participanți la congresul anterior în 2011 în București. This next year we expected to have more than average 500, to have more means 800,000, if it's possible, we'll see. It was another congress I advertised here, un alt congres pe care l-am promovat, cel din Istanbul, însemnând a Societății Internaționale de Reabilitare Generală și Orală, în anul următor, la sfârșitul lunii mai. In the end of May, we'll make another big congress for the International Society of General and Oral Rehabilitation. Deci avem timpul de a ne propune și de a realiza ceea ce ne-am propus, cu condiția evident ca toată lumea să fie, să aibă un interes, să-și manifeste un interes maxim, să-și aducă un aport foarte bun și, bineînțeles, să fructificăm
ceea ce am realizat. Îi place Iașu? Do you like Iași? Iași is more beautiful every time I come. Ah. Because it's like a transformation. It's fantastic. Modern streets, modern shopping centers. It's something I don't know what happens. Maybe it's a magic here. Like a girl. Like a girl. Fiecare și cu fiecare venire în Iași găsește Iașul din ce în ce mai frumos, că discută de străzi, de clădiri care sunt terminate, construite. The Palace of Culture will be finished, I hope, the next year. Sperăm monumentele noastre, Palatul Culturii, orice alt monument să fie până la capăt. And the climate I like very much. Și clima. Which is makes me sleep a few hours and then I get up because in Thessaloniki is humidity and pollution, it's difficult. Clima know. Este interesantă, even now it's warm and fantastic. It's a balkanic yes, weather. Toate sunt extraordinare și temperatura și chiar nu avem umiditatea din Salonic, nu avem poluarea de acolo, deci la un loc e un loc cald și frumos la care va reveni. I hope to come again. Of course, thank you. Many occasion will have and to come again. Știu că dumneavoastră, doamna decan, pictați, pentru că chirurgii în general și din domeniul dumneavoastră și implantologii, pictați și cântați la pian. Am avut onoarea să știu, să văd cât de frumos cântă domnia sa și îl felicit. Cred că n-avem interpreți în Iași atât de valoros. Nici în România. Poate nici în România și sunt onorat și ar vrea să-l întrebăm dacă și pe dumneavoastră în egală măsură, dacă partea asta artistică e o, că e în antiteze cu chirurgia, cu omul care îl salvezi. Și cât de mult contează asta, ca refulare, ca stare de spirit? He said that he recognized to us this our talent in the artistical field. For me, the piano, the painting, painters, mm-hmm. and for you, like singer, mm-hmm. You are the famous singer in Romania now. You come and we have not in Romania like you, and in Iași, of course, and you are the best. Why? There is a connection between dentistry is an aesthetic field. It's the beauty of the face and of the mouth and of the smile, of course. So the people, the most of the dentists are artists. I know many people, some of them they play piano or another organ, some they are sculptures. It's something to have with the hands, with the mind, and with the soul. So I think behind every dentist is a small artist. Of course, to sing is like a gift from God. Personally, I have this feeling inside me that make me express myself. That's all. It's very simple. But the most important for an artist is to feel that is between friends. When you are in an audience and they listen to you with love, then you become better and better. Yes. Foarte frumoase cuvinte, le-a explicat ce ai în mâini, în minte și în suflet și înainte de toate ești un artist. Domeniul nostru este foarte complex, înseamnă o conexiune directă cu arta. Aici e hărăzit de la Dumnezeu să ai și are din plin ca și talent
și l-a putut dezvălui, iar bucuria, fericirea în fața unui public foarte larg, ca să le dai această dragoste de a te auzi, de a te respecta și a-i încânta, înseamnă enorm de mult, încât e extraordinar cum le îmbină și cu un talent mai mult decât ca un artist. Deci e o persoană consacrată, aș spune, pentru domeniul pe care l-a realizat, în care a intrat și cariera sa, dar și cel artistic. If I may say something, for the way I see the songs and the dances of Romania, I see something very sweet. It's like because all the songs, they are so sweet, they don't have aggressivity. Mm-hmm. I don't know if you understand what I say. It's soft and sweet, and it's to make your mind, yes, melody. Relax, yeah. The melodies, yeah. Especially the folk ones. Yeah. Este interesantă aprecierea, chiar și pentru muzica ce ține de folclor, deci cea populară, vede în drumul și pe calea aceasta muzicii și dansurilor din România foarte multă dulceață și multă relaxare și totul este melodios și calm, încât simte în această zonă multă dragoste, pentru că este egal și cu asta. Of course, it's love, finally. Yes. And what I have in my house, in my musical biblioteca, is the Gheorghe Zamfir pan flute music, which I have it for many years now. Very interesting. Yes. În biblioteca sa muzicală, acasă, are chiar pe Gheorghe Zamfir cu Naiu, poate, probabil și a cântat și la flaut. Yes, the flaut. Și cântă foarte mult. Fantastic. I don't know if he's alive. Many songs. Many songs. Yes. Da, bine să ne întâlnim. We have to see each other. Un concert aici la again, în direct. A small concert. Yes, of course. Indirect. De ce nu? Of course not. Why of not? Course, why not? Stimați telespectatori, mulțumim invitațiilor de aici din platoul nostru, de la Iași, doamna profesor universitar dr. Norina Consuela Forna, decan al Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității Grete Popa Iași. Vă mulțumesc. Și eu mulțumesc. Și poate ne mai întâlnim săptămâna viitoare și cu alte lucruri care țin de proiectele sigur. Dumneavoastră și de anul universitar care a început și care înseamnă deja ceva timp, nu mai bine de o lună. Mulțumim și domnului profesor universitar dr. Stilianos de Lampiras din Thessalonic, Grecia. Thessalonic, Grecia. Thank you very much. Mulțumesc. Cu plăcere. The next time I hope you're talking in Romanian language and to sing many songs. Yes, I learned Romanian song to sing. Am înțeles. Yes. Chiar iubește cântecele românești să le cânte. It's very easy for me. E ușor. Da. A devenit place ușor. Cum spune. Pentru mine e greu. Pentru că n-am voce. Difficult for him. Not always. Eu pot să-l prezint. Pot să prezint concertul, să vorbesc despre... Make presentation. Dar cu cântatul. Introduce the things, but not to sing. Ne oprim aici. Cele bune, stimați telespectatori. Publicitate și continuăm dialogul nostru, așa cum v-am obișnuit zi de zi, 24 de ore din 24. La revedere, cele bune! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,